Să vă spun ceva. Nu intenționez să fac un gest de imagine. Și nici cer public. Dar așa nu se mai poate. Ori rămânem cei serioși în politică și pleacă ceilalți, ori trebuie să ne luptăm cu ei până la capăt, inclusiv în felul ăsta. Eu semnez chiar acum. Păi semnați-o. Și haideți să o arătăm la cameră. Uite, am văzut semnătura. Da? Asta e. S-a văzut asta la cameră. Ajunge pe masa premierului. Arătați-o la cameră, domnul Bădău. De camera. Așa. Deci îl invitați pe domnul Victor Ponta să semneze acolo. Ca să înțeleagă, să facă ce spune în mod mincinos pe toate televizoarele. Că a înțeles semnalul din 16 noiembrie, că vrea altfel de politică, nu? Că e civilizat, că nu mai insultă, că nu mai minte, că nu mai face campanie murdare cu găini moarte aruncate peste gardul partidului de opoziție, după care vine și declară că vrea dialog cu opoziția, că nu mai face atacuri la persoană, la familie, cum a făcut în campanie electorală, că termină cu acest limbaj dublu în care se duce la Bruxelles, spune că luptă contra corupției și vine în țară și le spune colegilor, votați cum vă îndeamnă conștiința, și lipsește la votul din cameră atunci când poate să arate clar ce poziție are și să spună cine e. Să spunem odată în politică fiecare cine suntem. Ori apărăm corupții, ori ne asumăm acuzațiile, ori vorbim adevărul, ori vorbim minciunile, ca să înțeleagă toată lumea despre ce joc e în politică. Altfel nu mai terminăm cu acest fel de a face politică în timp ce vorbim de schimbarea lui. Și sper să ori să semneze această declarație, da? Și atunci își asumă să răspundă pentru minciuna pe care a pus-o în mișcare astăzi, ori dacă nu o asumă, atunci e clar pentru toată lumea. Bun, am reținut. Sau să spună cine a făcut-o.